Numărul dolgenilor afectați de West Nile a ajuns la 31, ultimele două cazuri fiind confirmate recent. Este vorba despre un bărbat de 78 de ani din Craiova și unul de 86 de ani din Dăbuleni. Infecția cu virusul West Nile este transmisă prin înțepătura de țânțar și determină la adulți o neuroinfecție care poate prezenta și manifestări de meningită. Virusul nu afectează copiii cu vârsta sub 15 ani. În cadrul activității de supraveghere a infecției cu virus West Nile, care se desfășoară în perioada 1 mai 31 octombrie, în săptămâna 37 au fost confirmate două cazuri de infecție cu virus West Nile la doi bărbați de 86 și 78 de ani din mediul urban Craiova-Dăbuleni, cu o formă severă de boală, dar cu evoluție favorabilă. Tot în această săptămână a fost înregistrat și decesul unei paciente care a fost diagnosticate cu infecție cu virusul West Nile cu o săptămână înainte și comunicată de noi săptămâna anterioară, care prezenta, după cum am menționat și atunci, o formă clinică gravă pe fondul altor afecțiuni preexistente și a avea un pronostic rezervat, pacientă în vârstă de 78 de ani. De la începutul perioadei până în prezent, avem diagnosticate 31 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care au fost înregistrate și două decese. În cazul în care o persoană prezintă semne de boală sau alte situații care survin în 3-7 zile de la o posibilă înțepare de țânțar, aceasta trebuie să se prezinte de urgență la medicul de familie.